Salut! Sunteți pe canalul Jasmina Show. Și astăzi vom face un challenge pe care l-a inventat mămica. Mămica, cum se numește challenge-ul? Ghicește unde e ascuns slime-ul. Așa, ia priviți pe masă, aveți 6 plicuri. În fiecare plic sunt foițe pe care scrie câte o litră. Voi veți alege un plic, îl veți deschide, veți pune foițele pe masă și veți încerca să formați de acele litere un cuvânt. Acel cuvânt vă va indica unde este slime-ul ascuns. De exemplu, dacă cade cuvântul masă, atunci vă trebuie să căutați pe masă, sub masă, lângă masă, pe lângă masă, să căutați un slime. Dar aveți vedere că mese sunt mai multe la noi în casă, așa că nu știți de care masă am avut vinere eu. Ok? Da. Ați înțeles regulile? Da. Le găsim pe toate 6, că avem 6 și după aceea facem un experiment. Da. Da? Deci gata să începem? Da! Dar înainte de aceasta, noi rugăm toți abonații noștri să pună like. Iar cei care nu s-au abonat să se... aboneze, să se apăsați pe clopoțel. Așa este. Și noi, la 3-4, începem! 1, 2, 3! Deci, sunteți gata? Da! Extrageți primul pliculeț. Care? Cine alege? Eu, albastră. Așa, Jasmine, eu acolo nu am scris cuvinte complicate, deci așa o să fie în primul rând o provocare pentru tine. O să trebuiască tu în primul rând să faci cuvântul. Tăticul doar puțin să te ajute, bine? Dacă voi vedea că nu se isprăvește. Dar eu am făcut și un, v-am dat și un indiciu. Dacă o să vedeți punctul în fața litrei, înseamnă că acesta e începutul cuvântului. Iar dacă la sfârșit, înseamnă că e sfârșitul. Hai să vedem ce e Jasmina aici. Snack. Așa, este așa cuvântul la noi. Hai, gândește-te. Sacnână. Ce oare este sacnână? Sacnână. Cine s-a perceput ce cuvânt e aici? Scrie în comentarii. Așa, mai mută, mai mută. Tăticu, tu ai înțeles ce cuvânt e aici? Nu. Eu cred că acesta nu este N, dar este U. Suac. Oare ce este suac? Ceva nu stă spune. Dar ce e prima? S-A. Mai schimbă literele. Punem așa. Ia. S. C. A. A. U. N. Ce scrie aici? Sca. Un. Ce scrie acolo? Scaun. Așa că căutăm primul slime ascuns lângă cuvântul sau pe cuvântul sau la scaun. La scaun, da. Hai căutăm. Hai să spune tu. Hai, căutați tu împreună, da? Da, eu o spun de tine. Bine? Așa. Vreau să mă decis notaia ei să meargă. Poate și să fie și pe scaun, și sub scaun, și lângă scaun, și... poate să fie și în geantă la scaun. Tot ce e legat de scaun. Nu prea departe de scaun, el trebuie să fie lângă. Sau pe, sau sub. Astea nu? Nu, acelea nu. Acele trebuie nu să fie foarte aproape de scaun. Și undeva de acolo. Ha, de câte scaune mai sunt? Căutați toate scaunele. Doar din living, bucătărie și din odaia voastră. În dormitor nu este nimic. Căutăm, suntem foarte mai atenți. Stop. Jasmina! Am găsit buburuza. Este un slime în buburuza, da? Da. Bine, punem pe masă. Cum începutul? Super! Vă place? Hai. Da. Așa, haideți mai departe să vedem cum o să meargă. Tăticu, acum tu. Așa cum sunt în culoarea portocalie, iau acel portocaliu. Eu să iau galben pentru că ținem placata în galben. Bine! Deci, unde e punctul acolo primul, da? Acolo e... Nu, pentru că de punct să fie în față.
Șaspinat, zic corect. Corect, ok. Așa. Foiță în plus, da, probabil că s-a lipit. Ok. Nu luați în considerare, doar acolo ne scrie. Pâine primă. Pâine. Eu acum trebuie să-l aranjez cât. Haideți împreună, lasă mai mult pe ea, ca ea să se dezvolte. Stop, ce zice că pernă. Bravo, Jasmina! Super tare, oh, bravo, da. Pernă, căutăm slime la pernă. Nu-i. Nu-i? Mai sunt pierd. Mai sunt? Ia uite aici. Unu. Doi. Am găsit un slime! Un slime capsulă, da? Da. Două culori. Dar că e o vitamină. Corect. Mai departe. Punem aici. Strângem. Avem de acum două slime-uri. Și acum eu al galben. Hai, ia galben. Jasmine, îți place jocul nostru? Da. E foarte interesant. Și avem două slime. Galben, galben. Eu de-am știu, am văzut o literă și cred că știu. Asta e ultima. Prima. Prima. Prima, prima. Prima. Hai să văd și eu. Să ghicească și cei care ne... Pune-le așa că să fie mai ușor. Adică să stia toate împișoare. Pe aproape, aproape. Hai, nu spun nimic, voi singuri. Folare. Eu n-am greșit nicio literă, nu-i folare. Jasmina. Citește, citește acolo și scrie. Ia citește ce scrie aici, mami. Eu întâmplător le-am pus. Ce scrie acolo? Floare! Da. Floare scrie! Știi? Stai, Jasmina, mai sunt floare câteva. Hai, 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 că e bine, bravo, gândești-o. Și simt una acolo. Nu e? Da. Este? Aici nu e? Nu este. Căutăm, căutăm, unde încă n-ai verificat? Tătico, haide! Ajută! Floare. Doar în bucătărie, în living și în dormitorul fetelor. Acolo, în dormitorul nostru nu este nici în baie. Hai, verificăm încă o dată toate florile. Încă o dată, poate scăpa ceva din vedere. Eu văd ceva. Ce vezi? Asta e o frunză. Asta e o frunză. Haide, atent, atent că uitați. Verificați-ne, nu ați mai verificat, uitați-vă! Poate e... Nu e, da? Hai încă... Ce v-ați oprit la floarea aceasta numai? Pe un tău, luați la șirlante! Ia uite ce spunea, eu văd ce mă aici! Ce? Uite, am intrat aici, serios! Și de mult, de mult avea să o găsească Jasmina dacă tu nu ai strigat vino încoace. Ies apropiat, a pus mâna pe vază și tu ai strigat-o și a lăsat vaza și a plecat la tine. Jasmina, uite, mai sunt mari. Da. Ia uite. Da? Da. Da. Deci... Așteptat că e în butoanele de flori. Dar nici n-ai reușit să controleze că tu ai strigat-o și ai aplicat. Ok, Jasmine? Am două slime-uri. Trei slime-uri? Și capsula? Nu, toate împreună. Toate împreună, nu. Voi lucrați ca echipă, nu lucrați ca concurență. Ok, eu iau unul de aia. Haide să vedem. Facem un cuvânt amândoi. Asta e ultimul. Deci, punem aici sus. Așa, mai sus acolo. Păi, primul.
câștigi. Tati câștigă. Cine mai știe, scrie în comentarii. Repetă cuvântul. Ca să vă fie și mai interesant, puneți pauză, scrieți cuvântul. După ce eu o să vedeți așa. Dacă ați ghicit. Și? Așa. Fr. Unde nu e? Fru nu ești. Nu, fru. Fructe? Fructe, ziceți așa. Fructe? Da, stai, tu aici tu n-ai scris așa. Poate trebuie să schimb cu locul. Fructe. Fructe! Eu știu, eu știu. 4. Încă o capsulă de vitamine la fructe. Din vitamine din ce acolo? Din zmeură și din rodie, da? Rodie, da. Da, da. Nu, din ce e a, vitamina. Vitamina noastră. Așa. Cum e rodie galbastră? Hai. R. Asta e C. Începutul. Eu știu. O. Eu n-am văzut pe de nimeni. Tor. Cuptor. Cuptor. Super. Ia uite, Josea. Cuptor. Este ceva acolo. Fii atentă. Stai. Le scoatem fructul. Ia acela. Poate e aici. Poate e aici. Dar mai este cuptorul. Cuptorul cu micro unde? Ia hai. Să prindem aici lumina. Da. Buburuza se încălzește în cuptor. S-a copt. S-a învinețit tocmai, da? Da, de căldură. De unde? Și ultimul mai pliculeț. Așa. Roșu. R. C. C. V. O. Hai, hai. Ce puternic ești, mami, covorul e greu. Eu slime. Dar îți dau ție voi o lecut să mai cauți. Hai. Hai că ai început corect, adică la covor. Nu te duci la altceva. Nu. Sfie. Tu crezi că slime-ul e atât de plat că n-o să-l... Mami, că poate l-a scos din cuptioare. Da. Sfie, uite, dacă este, ar trebui să-l simți, cuptioarele. E ceva aici. El poate fi, nu-i mai neapărat sub covor, poate să fie și lângă covor. Poate să fie și lângă covor. Și deasupra, pe covor. Da, te uiți. Ia, hai să-l căut. Ce mă mică, mai multe covoare nu mai avem în casă. Mai sunt covoare. Ia uite aici, poate. Nu-i. Ia uite. L-am găsit. Bravo. Încă un like la tătic. Ați găsit toate 6, da? Da. Felicitări, foarte bine. Acum... Hai să deschidem toate acestea. Slime-ul. Capsule, buburuze. Ce e acesta? Broască sistoasă. Deschidem și scoatem slime-ul nostru și îl turnăm. Ia uite aici, am pregătit un vas. Wow. Îl turnăm, toate le turnăm aici în vas. Și le amestecăm. Jasmine. Acesta e foarte interesant.
da? Și numai că o să le amestecăm. Dar o să încercăm să preparăm un slime nou, neobișnuit. O să mai adăugăm încă puțină spumă de ras, niște sclipici și dacă o să fie nevoie și de borax. Să vedem, o să se primească slime-ul sau nu. Cum credeți voi, o să ne iasă nou slime-ul? Eu cred că da. Da? Da. Depinde dacă nu vom greși cu doza de tetraborat de sodiu, borax, alții cum spun. Așa. Wow. Da, o culoare foarte frumoasă, așa? Opa. Sunteți foarte hărnicuți, foarte repede văd că ați scos voi. Operativ? Eu gata. Așa, mai întâi, haideți să amestecăm. Cine eu amestecă? Hai, lucrătorii de laborator lucrează foarte operativ. Cu slime. Stai. Este mai lipicios, văd că. Îi place de tăticul nostru, da? Sunt foarte bine. Așa se mai amestecă. Și lipita se amestecă. Faci cu mâinile. Vrei să zici cu mânuțile, să amesteci? Vreau mai întâi cu lingura asta. Dar e o culoare frumoasă. Da. Arte, e un ou acum, vedeți? Un ou s-a făcut. Eu cred că totuși trebuie să zici cu mânuțile. Vrei să zici cu mânuțile? Ok. Sau hai de data să punem spuma, ce am depus, și după aceea să mișcăm și cu mânuțile, bine? Da. Hai. Eu v-am adus spuma, boraxul, avem aici niște chestii aurii și sclipici argintiu. Jasmina, pune de fiecare câte puțin și apoi amestecăm. Hai. Atât ajunge. Uite, n-aș pune prea mult. Dar de ce asta pot să-mi permit să pun și prea mult? Va fi foarte frumos. Spuma mea de ras se termină. Nu prea mult. Așa? Apoi să stecați cu totul, da. Nici prea mult spumă nu prea bine. Așa cum amestecați fără borax și dacă o să fie nevoie să adăugați. Eu cred că așa mai bine. Aha. Hai să vedem, o să iasă? Interesant, acolo un slime este lipici, clei sau nu este? Nu știu. Dacă este lipici, înseamnă că trebuie să se primească, să iasă. Dacă nu este, este altceva, preparat din altceva, atunci poate să nu se primească. Așa. Gură, în gură. E cum crema. Crema de la top, tata, faci, tati. Zic că de ce tu căsitești? Cam greu și se amestecă. Așa mai îndesat, mai îndesat. Amestecă din mijloc. Până ca mă-liga. Cam greu mă-liga asta. Mă-liga. Ai obosit? Da, eu să încerc. Așa se hai, gospodina. Ok, turnați pe masă atunci, poate mai ușor să fie. Hai, turnați pe masă. Hai, turnați pe masă. Specialiștii mei l-au preparat slime, unul la altul un pic, unul la altul. Eu de mult aveam să-l fac. Da. Spun și eu, poate, nu? Wow. Mânuțele, tătcuțe și amucuțe, da? Mucuțe. Mucuțe, cum se spunea? Da? Era povestea. Fata babi și fata moșneagă lui Dion Creangă. Știu că așa spune. Vai, da, este... Se primește fluffy. Fluffy slime. Da, păi că spumă, se primește numai dacă nu, dacă se primește slime. Se primește slime. Da? Cam fac să faci și cum brânză. Nu mai... Brânză! Brânză! Wow, sunetul.
Gata, tati, cu zis, schimbim un canal de slime. Vrei? Probabil că ai să fii unicul bărbat care face slime. Care are canal de slime. Nu trebuie puțin. Păi o gumă. Puțin. Tu știi că eu cred că s-a primit. Parcă e oată. Tu știi că arată foarte bine. Parcă e una oată, așa-i? Parcă e slime. Nu trebuie borax. Cred că nu. Știi, acela care era din bufuroze era mai moale. Și el parcă mai trebuia ceva, un ingredient ca să-l întărească. Puțin. Și am adăugat și slime-urile cele, care erau puțin asemănătoare cu jeleu, mai mult decât cu un slime. Așa arăta mai tare. Și împreună s-a primit ceva? Împreună s-a primit un ceva foarte extra, extraordinar! Haide-mi tindă-l să vedem. Se tinde bine? Nu se rupe. E moale? E foarte moale. Stai. Eu văd că e foarte, foarte elastic. Eu cred că nu-i trebuie. Poți să pun eu mânuța pe el? Wow, ia priviți cum se întinde. Da, nu se lipește chiar deloc. Ia mâinile sunt curate. Ia-ți? Da. Super, Răsmina, ia nu verde cu tu. Ți-a și tu bucată? Așa stă locul, tăticu. Hai, spune tu ca expert. Cum crezi tu? Slime-ul e bun? Acum parcă i-a înaluat. Haide, întinde-l. Fac sushi. Sushi? Sushi. Face o plăcintă, un foi. Foietaș. Haide, mică, haide, întinde-l. Wow. Super. Mai bine decât la tăticu. S-a primit foarte bine. Ia, stai. Ia, primiți. Opa, salut. Oricum, nu contează. Oricum, orice slime, dacă îl prea mult, se rupe. Dar, bine, ia, nu să încerc așa să fac. Stai cu clipă. De drumul. Ia liniște. Nu, mai asta e relaxant, nu voi n-ați dormit încă, uitându-vă la asta. Antistres, ca un fel, da? Nu, eu cred că slime-ul s-a primit. S-a primit foarte, chiar e foarte, foarte bine s-a primit slime-ul. Da. Experimentul nostru este cu succes, da? Slime la noi s-a primit și am făcut un slime nou, din slime-urile pe care le-am avut din magazin, cumpărate, de pe piață. Ok. Cum a plăcut vouă jocul de astăzi? Foarte! Da? Foarte tare! Jasmine, da. Cel mai mult ce ți-a plăcut ție? Slime-ul. Și? Să ghicești cuvintele, ți-a plăcut? Da! Da? Interesant, așa? Da! Bravo! Dragii noștri, dacă și vouă v-a plăcut și dacă mai vreți astfel de videoclipuri, scrieți-le în comentarii! Puneți! Like, abonați-vă la canalul Jasmina Show, pe curând! Pa, pa! Ne vedem în următorul filmuleț! Pa, pa! Pa, pa! Wow, Jasmina!